Thank you.
Lăudați să fie Domnul nostru, suntem bucuroși să fim la închinare în această seară și vă chemăm împreună cu noi să cântăm Domnului laud în seara aceasta, amin? Haideți să ne închinăm cu toată inima înaintea lui Dumnezeu pentru că merită închinarea noastră, glorie lui. Să fie Domnul! Frați și surori, vreau să facem o rugăciune înaintea Domnului în această seară și să-i mulțumim că ne-a binecuvântat să fim din nou la oaltă. Să putem să ne închinăm împreună cu grupul Hristic, Domnul să-i binecuvinteze. Să putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu predicat de fratele Ciprian, Domnul să-l binecuvinteze. Să putem și în seara asta, Domnul să lucreze în viața noastră și noi să ne lăsăm prelucrați de El. Vreau să vă citesc câteva versete dintr-un psalm frumos și apoi vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Vă invit respectuos să ne ridicăm și pentru că
turneul din anul acesta se numește Turn de Scăpare. În Scriptură găsim de mai multe ori sintagma asta, Turn de Scăpare. Și în Psalmul 46 o găsim prezentată într-un mod foarte frumos. Și vreau să citesc Psalmul 46 și apoi vreau să mă rog înaintea Domnului numele nostru al tuturor și să chemăm numele Domnului peste slujirea noastră, peste închinarea din seara asta, peste tot ce se întâmplă aici în Biserica Filadelfia. Amin? Haideți să vă reamintesc ce spune Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Și vrem în seara asta râul Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt să înveselească inimile noastre. Sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt, Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Dar glasul Domnului răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Doamne Tată, îți mulțumim din nou în această seară pentru binecuvântările Tale. Să mulțumim, Doamne, că Tu ești prezent în mijlocul adunării Tale. Să mulțumesc, Doamne, că în această seară ești gata să binecuvintezi sufletele noastre. Suntem aici înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, ocupă-Te de noi. Suntem la dispoziția Ta, Doamne, vrem să atingi inimile noastre, mintea noastră. Suntem aici, Doamne, pentru că vrem să ne închinăm Ție. Suntem aici pentru că Tu ești singurul care meriți toată slava, cinstea și gloria. Binecuvântat să fie numele Tău. Vrem să Te proclamăm pe Tine ca Domn și Stăpân peste viețile noastre. Și vrem în această seară Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Ocupă-Te de noi, Doamne. Uită-Te la stările noastre. Dacă sunt persoane căzute, mă rog în seara asta Tu să le ridici. Dacă sunt persoane cu păcate, Doamne, mă rog în seara asta Tu să ierți păcatele noastre. Dacă sunt, Doamne Iisuse, persoane triste, Te rog să lași bucuria mântuirii peste viața lor. Și, Doamne, ocupă-Te de fiecare în parte. Și îți mulțumesc că Tu ai un gând bun pentru noi în seara asta. Binecuvântat să fie numele Tău. Sfințește, Doamne Iisuse, buzele noastre, vocile noastre. Vrem tot ce facem să Te înalțe pe Tine. Tu ești singurul vrednic de laudă și de cinste. Binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumesc, Doamne, că ești prezent în mijlocul adunării. Tu să fii glorificat, Tu să fii cinstit și preamărit. Toată slava o meriți Tu, Dumnezeule Tată, Fiule și Duhule Sfinte, de acum și în veci. Amin. Iubiți frați și surori, vă invit să ocupați locurile voastre. Prieteni ai casei lui Dumnezeu, dragi tineri, ne bucurăm să fim în seara aceasta împreună cu voi. Acum, drept este că n-am ochi și la spate, dar sunt convins că cei din spatele meu au zâmbete atât în inimile lor și bucurie, cât și pe fețele lor. Pentru că Dumnezeu, vedeți, produce bucuria aceasta, pe care mulți oameni nu pot să explice și caută și dau mulți bani în lumea de astăzi ca să capete bucurie. Dar în seara aceasta aici la Filadelfia, așa cum fratele păstor ne introducea, Duhul Sfânt este acela care poate să dea bucurie în inimile noastre. De aceea aș vrea să vă întreb, aveți bucurie în inimă? Să știți că nu toată lumea a răspuns afirmativ, dar vreau să vă spun un lucru. Indiferent de care ar fi răspunsul, avem sau nu avem bucurie, sunteți în cel mai potrivit loc, sunteți în cel mai potrivit loc pentru sufletele voastre în seara aceasta. Sunteți în cel mai potrivit loc și vă rog toate gândurile acelea care încă mai pun la îndoială lucrul acesta. O fi locul meu aici? Nu o fi locul meu? Ce caut eu aici? Să știți că gândurile acestea nu Dumnezeu le aduce. Și ce ar fi să facem așa un exercițiu și să spunem, Doamne, eu vreau să aud doar gândurile care vin din partea Ta. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, acolo unde este tulburare, acolo unde diavolul vine și agită, să facă liniște, ca să putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să putem să cântăm. În timpul acesta care o să ne steam înainte, familia Gontare va avea o mărturie și cântare, iar de asemenea Dani Câmpian va aduce o cântare înaintea noastră. Suntem grupul Hristic și vedeți, așa a rânduit Dumnezeu ca să începem un turneu care va ține până în 28 iulie, începând cu seara aceasta.
turn de scăpare, acesta este motoul nostru. Dacă vă uitați în partea aceea și sigur ați văzut bannerul, turn de scăpare, n-are cum să nu vă sară în ochi această idee, mai ales că am trecut printr-o pandemie în care vrând nevrând ne-am dat seama că suntem dependenți de Dumnezeu. Vedeți, pandemia aceasta pe cei mai mulți ne-a răscolit, ne-a trezit, ne-a scuturat să vedem realitățile din jurul nostru. Turn de scăpare. Se pare că în seara aceasta suntem pe meleagurile psalmilor, pentru că motoul nostru provine tot dintr-un psalm, nu din 49, ci din psalmul 59 de data aceasta. Dar eu voi cânta puterea ta, spune versetul 16. Dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Vedeți, pandemia aceasta cred că ne-a făcut să ne dăm seama că fără de Dumnezeu nu putem să facem nimic. Și fără nicio îndoială pot să afirm în seara aceasta că omenirea, România, Lugoj și Biserica Philadelphia are nevoie de Iisus Hristos, are nevoie de Dumnezeu. Personal, împreună cu grupul, suntem martori al acestui adevăr că Dumnezeu astăzi încă oferă har. Vă spuneam că omenirea are nevoie de Dumnezeu. Eu am nevoie de Dumnezeu. Întrebarea pe care doresc să vă pun, dumneavoastră, voi, dragilor, aveți nevoie de Dumnezeu? Vedeți, lumea din jurul nostru ne provoacă să fim cât se poate de independenți. Când te întreabă cineva în ce crezi, a, nimic. Depinzi de cineva, de nimeni. Sunt de sine stătător. Și vedeți, Dumnezeu îngăduie o pandemie ca și o resetare. Să ne dăm seama că nu suntem așa de sine stătători pe cât am crezut, să ne dăm seama că totuși depindem de cineva și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, în momentele acestea care vor urma, prin cântare, prin mesaj, prin mărturie, să vă vorbească. Iar bucuria aceasta care radiază în noi, cei din față, să radieze și să vă însoțească și pe dumneavoastră, nu numai aici în biserică, ci și plecând din locul acesta. De aceea vă invit să cântați împreună cu noi, să meditați la versurile cântărilor, dacă nu le știți, și mă rog ca să plecăm din locul acesta mai câștigați, mai aproape de Dumnezeu și credința aceea mică pe mică pe care noi avem în inimile noastre, Dumnezeu să o facă să crească. Amin. Pot fi
pleca în veșnicie, când lupta grea se va sfârși, îl voi vedea pe nori de slavă. El boldul morții l-a învins prin jertfa sa. Că viu pot învinge teama. Iisus Hristos este viu. Glorie Lui. Simt că este prezent în biserică, în Biserica Filadelfia. Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Dumnezeu să binecuvinteze acest oraș cu mântuire. Amin? Și în seara aceasta, toți cei care suntem aici și nu numai, să fim plini de Duhul Său cel Sfânt și să avem parte de mântuire. Următoarea cântare spune: deschide-mi ochii inimii, Doamne. Deschide-mi ochii inimii. Vrem ca Dumnezeu să ne deschidem ochii inimii în seara aceasta? Să-L vedem așa cum este El, glorie Lui. Haideți să cântăm pentru gloria Lui. Psalmul să spune: tot ce are suflare să laude pe Domnul. Deci haideți să lăudăm pe Domnul Domnilor, care ne-a dat suflare și în seara aceasta și suntem aici. Lăudați să fie El, amin. Deschide-mi ochii, inimii, Doamne. Deschide-mi ochii inimii, vreau să te văd, vreau să te văd. Deschide-mi ochii inimii, Doamne, deschide-mi ochii inimii, vreau să te văd, vreau să te văd. Sfânt, 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 Sfânt,
Știi
te-am chemat și te-am dorit, cum nimeni nu știe. Lăudat să fie Domnul nostru, că te-am chemat și te-am iubit, cum nimeni nu știe. Cât de frumos! Oarecum ne-am săturat de lumea aceasta, nu-i așa, de pământul acesta. Este deja un an și jumătate trecut, de când parcă zicem, Doamne, până când? În seara aceasta vrem să vă aduceți în aminte, cum se spunea mai la început, turnul de scăpare al fiecăruia dintre noi nu este guvernul, nu este președintele, nu este oricine ați vrea dumneavoastră să puneți, ci singurul este Dumnezeu, turn de scăpare. Mă bucur pentru cei care sunteți prezenți aici, pentru cei care ne urmăriți pe internet, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă vorbească acolo unde sunteți. Și mă rog ca Dumnezeu să lase în seara aceasta harul Său. Sunteți pe internet, vreau să vă spun că nu simțiți același lucru pe care le simțim aici în adunare. Domnul este prezent în adunare. Eu l-am simțit aici. Cred că v-ați rugat pentru seara aceasta. Cred că v-ați rugat. În continuare, rugați-vă pentru noi. Avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, dragilor. Împreună putem face lucruri mari și împreună cu El suntem mai mult decât biruitori. Gloria Domnului! De aceea cântăm și alergăm și totul ceea ce facem, facem de dragul Domnului. De ce? Pentru că El a făcut totul de dragul meu și a dumitale. Totul. Haideți să cântăm de dragul Lui în continuare și Îl iubim. Atât de frumos a cântat, că Îl iubim. Cântarea următoare spune: binecuvântat să fie Tatăl nostru Dumnezeu pentru îndurarea mare pentru Iisus Fiul Său. Sunt o seminție aleasă. Ești o seminție aleasă. Glorie Lui! Să fie Tatăl nostru Dumnezeu pentru îndurarea mare pentru Iisus Fiul Său. El ne-a dat o moștenire neîntinată sus în cer. Vreau să fiu o piatră vie pentru împăratul meu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, Sfânt e, Sfânt e numele. El e mielul înjunghiat, este Fiul înviat. Bătălia-i câștigată, Iisus este împărat. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales câștigat. Eu
cosmosul e scris, sfinț, sfinț, căci eu sunt sfânt. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, unia sfânt și ales. De Dumnezeu prin jertfa Fiului Său Iisus Hristos la Golgota. Amin. A murit pentru noi și mulțumim pentru aceasta. Mulțumim și următoarea cântare spune: vreau să fiu ce ieri n-am fost, viața mea să aibă rost. Fie ca în seara aceasta toți cei care suntem aici și nu numai, să spunem: Doamne, și să și facem. Vrem ca ce am făcut ieri să nu mai facem, ci să tindem spre desăvârșire, să facem tot ce e mai bun. Amin. Doamne, ajută-mă să fiu mai bun, mai bun. Și zic: Dumnezeu să ne ajute. Da, vreau să te văd, spune cântarea. Dar până atunci, mai trebuie să alergăm, mai trebuie să transpirăm, trebuie să facem voia lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Și mă rog în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu să miște orice inimă. Lăudat să fie El. Amin. Să nu stea în mine.
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, împreună cu Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Ne bucurăm și noi, familia Ionuț și Corina Gontaru, să fim la Lugoj. Nu de multă vreme, noi suntem în zona Aradului și e un har, așa cum spunea fratele Thomas la început, încă să ne întâlnim și să lăudăm pe Domnul. Nu știm ce vremuri vor veni, de aia cu toată puterea, cu toată pasiunea, vrem să ne punem la dispoziția Domnului și când fratele Doru mi-a făcut și ne-a făcut invitația, nu am ezitat niciun moment ca răspunsul meu să fie afirmativ și am zis, da, vreau să mergem în acest turneu. Nu se știe de la toamnă dacă vom mai putea iarăși să ne întâlnim, însă dacă astăzi suntem aici, e un har de la Domnul. Vrem să cântăm o cântare, dar înainte să cântăm această cântare, vreau doar să vă zic câteva cuvinte cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, în viața familiei mele, motivat de ceea ce Dumnezeu a lucrat, eu alerg astăzi și car după mine orgă și merg împreună cu grupul Hristic să-L binecuvântez pe Domnul. În vara anului 2017 eram în Țara Sfântă, mi-am dorit mult să ajung acolo și Dumnezeu a îngăduit și mi-a dat bucuria asta ca în cea din urmă zi când eram acolo, înainte să călătorim înapoi spre țară, mie personal mi s-a făcut foarte rău acolo pe aeroport. Nu știam ce se întâmplă, aveam niște amețeli mari, nu puteam să mă controlez. Eram împreună cu frații care ne însoțeau, au venit, s-au rugat pentru mine acolo. Cei care călătoriți cu avionul știți că sunt acele terminale. Eu am zis, nu pot să stau la aceste cozi infernale. Așa că a fost nevoie să vină o mașină să mă ia și m-a dus pe la Priority. Am ajuns cu bine la avion și cu bine în România. Am călătorit la Botoșani, unde stăteam atunci, și am luat decizia să mergem să vedem ce se întâmplă. Când am mers la București, am făcut acel remene, acea investigație care se face în cazul de față, cum am avut eu, și așteptam pe hol la domnul profesor să mi-l citească. Am intrat la dumnealui și parcă voia să evite răspunsul la ceea ce el vedea acolo. Și într-un final el îmi spune, tinere, stările pe care tu le-ai avut sunt de la o tumoră care apasă pe creierul tău. Vă mărturisesc că atunci am trăit un șoc și am continuat să vorbesc cu dumnealui, dar parcă mintea mea deja era în altă parte, parcă sufletul așa mi-a căzut în zona abdominală, nu mai puteam să respir cum trebuie. Într-un final el îmi spune, ar fi bine ca până la finalul anului să vii, să facem investigații amănunțite și să vedem exact despre ce este vorba. Lucrurile au decurs foarte repede, acum când privesc în urmă, zic foarte repede, fiindcă era o zi de luni când am fost la control, ne-am și întors acasă și am mers la frații de la biserică.
Și am zis, fraților, cu veștile astea venim de la control. Și frații au zis, Ionuț, hai să ne rugăm Domnului. Dumnezeu poate să te vindece acum când ne rugăm, poate să te vindece în drum spre București dacă tu mergi, sau poate să își arate slava acolo. Și ne-am rugat Domnului. Și așa cum spuneam, lucrurile au decurs repede, că marți am și sunat înapoi la București și miercuri am plecat când ne-a primit pentru internare. După ce ne-am internat, după ce m-am internat, au fost acele investigații amănunțite și medicul a zis, da, este o tumoră foarte adâncă și trebuie să intervenim. Nu ascundem riscurile, ne-a spus el, însă m-a încurajat cumva când a zis că, parafrazez eu, mai presus de ceea ce putem noi face, poate face Dumnezeu, și m-a încurajat cuvintele medicului. Și atunci am zis, da, Doamne, dacă Tu îngădui ca eu să trec pe aici, vreau să trec, dar nu vreau să trec singur. Și am luat decizia să am acea intervenție. M-am trezit după acea intervenție pe salonul de reanimare și atunci am trăit cele mai grele cumplite din viața mea. Când nu puteam să mă mișc, nu știam ce se întâmplă cu mine, și a venit medicul și a zis să mișc mâna, piciorul, și așa cum mă uit la suportul ăsta să îi zic să se miște mai încolo, nu puteam să fac nimic. Și mi-am dat seama că Dumnezeu mă trece prin încercare și așa am numit eu perioada aia, pustiul vieții. Dumnezeu m-a trecut prin vale ca să zdrobească în mine tot ce era nepotrivit și să lase doar ce este pe placul Lui. Și vă mărturisesc că au fost momente cumplite atunci. Eram una cu patul, nu puteam să fac nimic, eram dus cu căruciorul cu rotile la intervenții sau la toaletă, am depins de oameni, frați și surori, fiindcă nu puteam să mă mișc. Și atunci am avut un moment când am strigat către Domnul și i-am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă mai lași cu viață, Te rog să mă lași întreg, ca să pot să-Ți cânt în continuare. Dacă nu, dă mâna și ia-mă la Tine acasă. Așa m-am rugat în disperarea mea și Dumnezeu s-a îndurat de mine. Știți ceva? El nu a zis niciodată că nu vom avea necazuri, ba din contră, a zis, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, că Eu am biruit lumea. Și nu a zis niciodată că ne va ocoli de necaz, dar ne-a promis ceva, că acolo în necaz va fi cu noi. Și eu astăzi în Biserica Filadelfia din Lugoj mărturisesc înaintea tuturor că Dumnezeu și-a ținut promisiunea. Și a fost cu mine în furtună, a fost cu mine în vale și m-a ridicat. În una din zile eram acolo în salon și am zis la soție să pună ceva muzică, fiindcă mi-era dor să ascult muzică pe telefon și nu uit cântarea, m-a cuprins un dor de Dumnezeu, am început să plâng. Și atunci parcă ușor mi s-a ridicat o apăsare sufletească, fiindcă simțeam că este o luptă spirituală în primul rând. Apoi, treptat, Dumnezeu am început să-mi dea mișcarea și am început să citesc în Scriptură că în El avem viața și mișcarea. Și credeam lucrurile astea. În El avem, El ne dă și voința și înfăptuirea. În El avem și El este învierea și viața. Și credeam și spuneam, Doamne, prin învierea Ta vreau să am și eu viață. Și am început să cred. Dacă mă puneți să vă explic exact cum am crezut, nu pot. Dar am crezut și apoi când am citit Evrei 11, versetul 1, și credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și am zis, atunci mă rugam în felul următor, am zis, Doamne, eu știu că iarăși Te voi lăuda, nu știu cum. Eram una cu patul, nu puteam să mă mișc. Oamenii dădeau pronosticuri. Nu credem că Ionuț va mai putea să cânte sau va mai putea umbla vreodată. Însă eu credeam în lucrurile pe care nu le vedeam atunci. Și astăzi, în 2021, sunt în turneu cu grupul Huristic. Ce mare har! Totdeauna trebuie să credem și cântarea pe care vrem să o cântăm este despre așa ceva. Cântarea o cântam în anul 2016. Este și pe YouTube. Fără să știu că la un an distanță, parcă Dumnezeu a vrut să testeze credința mea. Ea zice așa, nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, poți fi zdrobit, poți fi una cu patul, una cu podeaua,
dar cu Domnul nostru niciodată învins. Vreau să vă încurajați și să vă întăriți prin cuvintele astea. Și dacă treceți prin perioade întunecate, presărate cu greutăți, veniți înaintea Domnului plin de credință și încercați să priviți dincolo de ce se vede, fiindcă acolo este pregătită cununa. Cununa este pregătită doar biruitorilor. Amin. Dacă știm cântarea, vrem să cântăm, am zis să se afișeze, am rugat și se afișează această cântare minunată. Să cântăm cu toată biserica și nu oricum, plin de credință. Amin. Amin. Ești în vis, cât timp credința nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut? Poți fi căzut, dar nu în vis. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu în vis. Nu ești în frânt cât ai nădejde și țelul ei rămâne sfânt. Nădejdea iarăși te întărește. Poți fi trântit, dar nu în frânt. Nădejdea iarăși te-ntărește. Poți fi trântit, dar nu în frânt. Nu ești zdrobit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu zdrobit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu zdrobit. Nu ești departe până Duhul și rugăciunile nu-ți reci. Prin El ești mereu aproape, dar fără El e dus pe veci. Prin El ești mereu aproape, dar fără El e dus pe cești, cât timp ți-e gândul și inima la ce-ai primit. Când inima ți-e în altă parte, chiar stând cu ai tăi ești rătăcit. Când inima ți-e în altă parte, iar stând cu ai tăi ești rătăcit. Biruitor, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintiți. Duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Jertfă și luptă până la sfârșit. Și vreau această ultimă strofă să fie afișată, să o cântăm cu toată biserica. Amin. Biruitori. Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintiți. Duc legământul.
Domnul să vă facă biruitor. Mergeți plin de credință. Cu El biruim. Gloria Lui. Amin, amin. Mare Dumnezeu avem, amin. Dumnezeu să binecuvinteze pe Ionuț, pe Corina, soția lui. Și pentru că suntem la un timp de închinare înaintea lui Dumnezeu prin cântare și la un timp de laudă la adresa lui Dumnezeu chiar prin mărturie, zilele trecute m-am întâlnit cu cineva, vrea să aduc tot o mărturie înaintea dumneavoastră, din județul Alba. Anul trecut am fost în Arieșeni, în județul Alba, și mi-a spus: frate Doru, ați fost la noi anul trecut, nu-l cunoșteam. Și am zis: da, am fost cu grupul Hristic. Și am zis: da. Zice că un predicator în față a spus: Iisus te poate vindeca chiar acum în locul acesta, eu am fost vindecat. Și am zis: cum? Ce s-a întâmplat? Deci aveam pe picior o eczemă. Eram disperat, deja câteva luni trecuse, așa de tare îl durea, se freca pe acea eczemă și ieșea sânge, ustura. Și a zis: Doamne, tot felul de alifii mi-am dat, doar Tu ești în stare să mă vindeci. Știa oameni care avea de 4 ani acea problemă, alții de 2 ani, alții de mai mulți ani, și a zis: eu nu vreau să rămân cu această problemă, vreau să mă vindeci. Și în acea seară când am fost acolo la biserică, cel care vestea cuvântul care ne însoțea a spus: în seara aceasta Iisus te poate vindeca. Zice, n-am spus cu gura, cred, că a spus dacă crezi. N-am spus cu gura, am spus cu mintea. Și în acel timp am simțit în acel loc pe picior o arsură. Am ieșit afară când s-a gătat biserica și am spus soției mele: Iisus în seara aceasta m-a vindecat. Și a zis: vreau să vedem. Am ajuns acasă, zicea fratele, și piciorul acela era curat ca și celălalt. Mi-arăta mâna ca și mâna, așa curată era pielea. Ăsta este Dumnezeu pe care noi îl slujim, iubiți frați și surori. Și aș vrea să ne rupem din tipar și vă invit să vă ridicați în picioare în aceste momente, să ne rugăm lui Dumnezeu. Poate că știi pe cineva care este bolnav, poate ai în familie pe cineva. Crede, dacă crezi, Iisus în seara aceasta îți poate rezolva problema, amin? Nu că suntem noi aici, pentru că El este aici, glorie Lui. El este turnul nostru de scăpare, turnul nostru de adăpost, glorie Lui. Ne rugăm și adu înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta pe cel drag pentru care tu te rogi, dar trebuie să crezi în seara aceasta. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Ne rugăm. Amin.
Amin. Vă rog să reocupați locurile. Și pentru că suntem la Philadelphia, Lugoj, aș vrea să vă spunem câteva cuvinte despre misiunea Hristic, despre grupul Hristic, care suntem aici la dumneavoastră în seara aceasta. Lucrările pe care Dumnezeu ne ajută să le facem, din 2004 am început această lucrare și ne bucurăm să fim la dumneavoastră, să vi le împărtășim și dumneavoastră. Pe lângă aceste lucrări de evangelizare pe care le facem ca și acum în biserică, vom avea zile și în exteriorul bisericilor. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea biruință. Împreună cu noi, ca și în seara aceasta, vom avea frați slujitori care vor predica Evanghelia. Dumnezeu să le dea un cuvânt puternic. Și cei care nu-L cunosc pe Hristos, Dumnezeu să le se descopere. Pe lângă aceste lucrări de evangelizare, avem și lucrări sociale, lucrări frumoase pe care Domnul ne ajută să le facem, atât în România cât și în afara României, în zona de sud a țării și nu numai, și în alte zone, în Republica Moldova, în Ucraina și mai cu seamă sau mai implicat suntem în Venezuela, o țară foarte, foarte săracă, în America de Sud, o țară probabil mai de 2-3 ori mai mare ca și România, peste 30 de milioane de locuitori. Și mulțumim Domnului că din 2015 suntem implicați în această lucrare. Împreună cu mine acolo a fost și fratele păstor Ciprian Bursan, care va predica cuvântul. Am văzut lucrări frumoase. Chiar dacă acolo muncești o lună de zile ca să câștigi $6-7 aproximativ. Bolivar se numește banul lor, dar calculând banul lor în dolari, sunt $6-7. Vreau să vă spun că un kilogram de carne costă cât e un salar de lor, aproximativ, pentru că inflația este foarte mare. A trecut de 1,5% inflația acum un an și jumătate în urmă. Banul lor nu mai au nicio valoare, banii sunt adunați de mafioți și scoși în afară că este mai scumpă hârtia decât banul în sine. Multe lucruri am putea să vă spunem care nu ne le plac, nu suntem obișnuiți cu ele, dar vreau să vă spun că în mijlocul sărăciei Dumnezeu lucrează cu mare putere. Cu mare putere. Și acolo vedem semne și minuni și le-am văzut, ceea ce spunea și fratele Ionuț, și aceste semne și minuni le vedem cu ochii de carne, le-am văzut acolo. Dumnezeu a vindecat orbi, Dumnezeu a vindecat o copilă care era șchioapă, avea un picior mai scurt, vreo 7-8 centimetri, la clipeala de ochi, rugăciune de jumătate de minut, 30 de secunde, n-a fost niciun minut și Dumnezeu și-a făcut numele de slavă. Aceste lucrări le-am văzut împreună cu păstorul Ciprian, și multe alte lucrări pe care Dumnezeu le face într-un mod miraculos. Într-un mod miraculos. Pentru că este Dumnezeul nostru. Și de ce îl slujim și îl mărturisim. Sigur, pe lângă lucrările acestea pe care noi le-am văzut acolo din 2015, am început de la zero să construim un cabinet medical, o școală biblică și o cantină. În care am început cu copiii de ăștia subnutriți, copii care stau în colibe împreună cu părinților, copii foarte, foarte săraci. Și vreau să vă spun că astăzi nu mai avem un subnutrit, pentru că Dumnezeul nostru este mare. O lucrare care are continuitate și lună de lună, Domnul ne-a să adunăm finanțe, să trimitem acolo, este o mare binecuvântare pentru noi. Și ne-am bucurat să mergem din nou acolo și acești copii care erau semi-sălbatici, care nu știau să deosebească stânga de dreapta, astăzi ei laudă pe Dumnezeu, știu versete biblice, se roagă, se închină înaintea lui Dumnezeu și vreau să spun că în felul acesta părinții lor vin și pun tot felul de întrebări și ei se botează. Adulții îl primesc pe Hristos în viețile lor și este o bucurie enormă ca să avem și acolo oameni care îl primesc pe Hristos în viața lor. Rugați-vă pentru Venezuela. Multe, multe ar fi de spus, timpul ne presează. Vrem în următoarele momente să arătăm câteva imagini video, așa după cum am spus, din România, din Republica Moldova, din Ucraina și Venezuela. Și puteți să vedeți lucrarea mai actualizată pe Facebook, Misiunea Hristic, pe canalul nostru de YouTube, Grupul Hristic. De asemenea, puteți să vă uitați și pe site-ul misiunihristic.ro și toate aceste lucruri le facem pentru gloria lui Dumnezeu și pentru întărirea noastră în credință și pentru bucuria celor care au nevoie de aceste lucrări și zic ca Dumnezeu să fie glorificat în mijlocul nostru. Amin. Misiunea Hristic și-a început activitatea în anul 2004, iar până în prezent slujim lui Dumnezeu și oamenilor. În România ne implicăm în zonele defavorizate, în care sărăcia este mare atât din punct de vedere material, cât și spiritual. Astfel, pe lângă vestirea Evangheliei în zonele precum Oltenia sau Dobrogea, oferim ajutoare familiilor aflate în nevoi.
În Ucraina și Republica Moldova am găsit oameni care au fugit din calea războiului, care au rămas fără nimic din ceea ce aveau, oameni greu încercați de sărăcie. Totuși, în acest cadru, multe persoane și-au deschis inima pentru Evanghelie și totodată s-au bucurat de alimentele și ajutoarele primite. Venezuela este un proiect început în anul 2015 și este în continuă dezvoltare, deoarece vedem cum Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în mai multe orașe din această țară. Aici, oamenii trăiesc sub pragul sărăciei, astfel că un kilogram de carne ajunge să coste cât un salar pe o lună. Ne-am implicat în orașul Maturin, unde am construit un centru de zi ce dispune de un cabinet medical, o școală biblică și o cantină unde hrănim zilnic 100 de copii. Biserica din acest oraș numără peste 150 de oameni majori, la care se adaugă numărul copiilor. Iar majoritatea acestor frați și surori nu au ce să mănânce atunci când merg acasă. Așa că am hotărât ca în fiecare duminică, după programul de biserică, să se pregătească o masă caldă pentru toți cei prezenți. Chiria ce o plăteam lunar pentru biserica din Maturin a fost triplată de către proprietarul musulman. Domnul a purtat de grijă ca biserica să primească de la primărie un teren de 87 de metri lungime și 47 de metri lățime, cu condiția să se ridice clădirea cât mai repede. Până acum am reușit să turnăm fundația, dar este nevoie de multă muncă pentru ca biserica să fie construită. Avem credința că în această locație Dumnezeu va lucra și mulți oameni se vor întoarce la El. Pe lângă aceste proiecte, lunar susținem din punct de vedere financiar 5 familii de pastori misionari și săptămânal ducem mâncare bolnavilor la spitalul din zonă. Un alt oraș în care ne implicăm este Caripito. Aici am deschis un centru de zi în care zilnic 88 de copii subnutriți, bolnavi, primesc mâncare, li se acordă îngrijire medicală și sunt învățați cântece și versete din Biblie. Bucuria noastră este mare să vedem că sunt deja 38 de suflete care s-au botezat, atât din Maturin cât și din Caripito, și credem că urmează să se adauge și alții la numărul lor. Frați și surori, iubită biserică, ar vrea în momentele următoare și simt lucrul acesta împreună cu dumneavoastră și vă chemăm să fim parte din lucrarea misiunii Hristic. Poate vă gândiți, mult dintre noi nu putem face mare lucru, poate nici, eu știu, în alt județ nu reușim să ajungem. Și totuși, acum și în seara asta aici putem să întindem o mână pe lângă rugăciunile ce noi le înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles, vom face o rugăciune specială la finalul slujbei pentru misiunea Hristic, pentru lucrarea ce eu fac și o desfășoară, dar în momentul următor aș vrea să vă chem să ne punem la dispoziția Domnului și pentru că e un moment de închinare, vrem să ne închinăm înaintea Domnului cu dărnicia noastră, cu ceea ce Domnul v-a pus pe inimă și puteți să oferiți pentru lucrarea prezentată mai devreme și pentru toate proiectele pe care misiunea le are. Ne rugăm Domnul să-i binecuvinteze. După momentul de cântare și de dărnicie,
Ne pregătim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru fratele păstor Ciprian Bârsan și mă gândeam că dacă noi putem acum să ajutăm, mi-a venit în minte momentul în care l-am sunat pe fratele Ciprian și eram în momentul de construcție, în momentele acelea fierbinți și am zis, frate, avem nevoie de ajutor, fratele, îți vină la izvorul vieții. Vin aici că Domnul e bun și Domnul a fost bun, binecuvântat să fie numele Lui. Și vedeți cum lucrează Domnul. Dai pe o parte, primești pe alta. Dar trebuie să fim credincioși și ne rugăm Domnul să ne vorbească la momentul potrivit. Poate v-ați gândit ce trebuie să facem să ajungem la Domnul, la turnul de scăpare. Și ce trebuie să faceți? Să lăsați pe Domnul să construiască turnul de scăpare. Amin? Poate noi credem de multe ori, noi reușim, noi facem. Ori gândit niște oameni în Vechiul Testament, ori zis, hai să facem un turn, să ajungem noi până la Dumnezeu. Și praful s-a ales de ei. Nu te gândi ce poți să faci tu, cum zidești tu ca să ajungi la Domnul, ci spui, Doamne, te las pe tine să zidești. Și vreau tu să fii protectorul meu, vreau tu să fii ajutorul meu. Așa că vă invit să ne ridicăm, cântăm spre slava Domnului, dăruim și apoi rămânem cu inima deschisă și spunem Domnului, Doamne, învață-ne cum să zidim, învață-ne cum să ne adăpostim în Tine, turnul de scăpare, binecuvântat să fie Domnul, amin. Ce mare și bun este al nostru împărat, aproape de noi neîncetat. Cuvântul lui este lumina de văd, ne arată cărarea spre cer.
Dragii mei, așa cum stăm în picioare să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Sfântă, și să reflectăm asupra unui text din Marcu, capitolul 11, începând cu versetul 20. Este Cartea lui Dumnezeu deschisă pentru noi și invitația pe care vă facem în această seară este să stăm la îndemâna Domnului, să deschidem inimile, să deschidem mințile și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne copleșească cu binecuvântările sale. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Și dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este o mare bucurie și o onoare pentru mine ca în această frumoasă zi să fiu alături de dumneavoastră la închinare. Mă rog ca bunul Dumnezeu să prindă în mâna Lui problemele noastre și să ne dea binecuvântare. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare clipă. Iar El, în dragostea sa desăvârșită, este aici. Este gata să asculte glasul strigătului tău. Este atent la nevoile tale, la neputințele tale. Este gata să te apere atunci când vrăjmașii își întind săgețile aprinse împotriva ta. Acesta este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu atât de aproape de noi. Dacă în seara aceasta am privit cu credință, și nu doar că am privit cu credință, am avea ochii inimii deschiși, l-am vedea pe Hristos aici, trecând printre rânduri, atingându-se de noi, atingându-se de neputințele noastre, atingându-se de nevrednicia noastră, dând răspuns la întrebările noastre. Aș putea în această zi să vă vorbesc despre probleme, probleme mari, probleme mărunte, problemele mele, problemele dumneavoastră, dar vreau în această zi și aleg în această zi să vă vorbesc despre Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. De Cel care poate să rezolve problemele noastre. Că sunt mari, că sunt mici, că sunt mărunte, că sunt poate nebăgate în seamă de alții, problemele noastre pot fi rezolvate de Cel care dă binecuvântarea și viața. Și numele Lui este Iisus Hristos. În această frumoasă zi, aș putea să vă amintesc nu doar despre problemele pe care le avem și cu care ne confruntăm, ci să vă vorbesc și despre poverile pe care le purtăm în sufletul nostru. Zâmbim și uneori în spatele zâmbetului nostru se ascunde povara, acea greutate pe care o ducem uneori singuri, acea greutate care ne lipsește uneori de bucuria de zi cu zi. Am putea să vorbim despre poverile noastre. Am putea să vorbim despre greutățile cu care ne confruntăm în fiecare zi. Dar aleg în seara aceasta să vă vorbesc despre Cel care are puterea să ne poarte povara în fiecare zi. El este Dumnezeu, turnul nostru de scăpare. Acest Dumnezeu desăvârșit, care este mijlocul bisericii sale, s-a descoperit în istorie ca Cel care poartă de grijă. Suntem săpați în mâinile Lui și nu numai că suntem săpați în mâinile Lui, El se îngrijește ca zilnic
Nu doar duminica, nu doar joia, nu doar atunci când suntem necăjiți, nu doar atunci când suntem bucuroși, ci Dumnezeu, în dragostea sa desăvârșită, ne spune prin cuvântul Scripturii că El este gata ca zilnic să ne poarte poverile. Și o cât de multe sunt, și o cât de mari sunt, și o cât de dificile sunt și cât de greu sunt de gestionat în viața noastră. Uneori aceste probleme mari și aceste poveri grozave pe care le purtăm ne duc în groapă, ne fac să cădem și să nu ne mai putem ridica. Însă Domnul este aici să-ți ridice povara. Dacă ești în groapă, Psalmul 40 cu versetul 1 și versetul 2, El este gata să coboare în groapă, pentru că îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele și m-a scos. M-a scos din groapa pieririi, din fundul mocirlei și mi-a pus picioarele pe stâncă. Mi-a întărit pașii. Și sunt gata în această zi împreună cu biserica să spun: mărit să fie Domnul. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a plecat în groapă. Dacă cei din jurul tău te-au părăsit și uneori, după ce se folosesc oamenii de noi, ne aruncă fără menajamente la groapa de gunoi. Dumnezeu din gunoi ne cheamă, ne ridică și ne face oameni puternici pentru împărăția lui Dumnezeu. Și suntem aici, oamenii aceia care am trecut prin necaz, dar putem să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că în mijlocul strâmtorării noastre Dumnezeu a fost lângă noi. Știu că ți este greu, dar nu uita că nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Am putea în această zi nu doar să vorbim despre probleme, despre poveri grele, ci am putea să vorbim despre păcate. Aș putea în această zi să vorbesc despre păcatele dumneavoastră, mai puțin despre ale mele. Pentru că atunci când relaționăm și vorbim, întotdeauna vorbim despre alții, despre problemele altora, poverile altora și păcatele altora. Suntem experți în a descoperi păcate la păstori, la misiuni, la cei care cântă, la cei care rostesc poezii. Întotdeauna păcatul se află în inima altuia, nu în viața mea. Dar nu suntem aici să vorbim despre păcatele noastre sau păcatele altora. Suntem aici să vă aducem aminte că Dumnezeu are puterea de a ne ierta păcatele. Dacă venim la El, dacă alergăm la El, dacă facem din Dumnezeu turnul nostru de scăpare, primejdia va trece, problemele se vor rezolva, păcatele vor fi iertate, poverile de pe sufletul nostru vor fi ridicate, pentru că mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. În această zi v-am citit un cuvânt din Scriptură, un cuvânt care ne vorbește despre un smochin, un smochin care trebuia să dea roadă, dar apropiindu-se Hristos de el, n-a găsit roadă. Și atunci Hristos a făcut un gest grozav, a blestemat acel smochin. Smochinul acesta ne transmite un mesaj puternic, un mesaj de care trebuie să ținem cont în contextul actual al vremii pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste biserică, peste întreaga omenire. Atenție sporită, dragul meu! Dumnezeu vrea să-ți vorbească astăzi, aici și acum. Ai puterea ca împreună cu mine să rostești o rugăciune? Nu este complicată, nu este grea, nu este sofisticată, dar va aduce bucurie și pace în sufletul tău. Haideți împreună să spunem: vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Dacă Dumnezeu este aici, înseamnă că El are un plan cu tine. Dacă Dumnezeu este aici, înseamnă că tu trebuie să fii atent la mesajul pe care ți-l transmite. Nu întotdeauna mesajul lui va fi potrivit cu prejudecățile mele, dar întotdeauna mesajul lui este aducător de binecuvântare și aducător de pace. De aceea deschideți-vă împreună cu mine mintea, lăsați-o liberă de prejudecăți și fiți atenți
la modul în care Dumnezeu vrea să ne vorbească. Ascultă ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Haideți să facem puțină liniște și să lăsăm orice preocupare. Haideți să privim în noi înșine și să privim către Dumnezeu și să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, înseamnă că El are să-ți transmită ceva important. Nu comenta ceea ce Dumnezeu își cere. Să nu îndrăznești să completezi la mesajul pe care Dumnezeu vrea să ți-l ofere. Nu adăuga nimic la mesaj. Primește-l așa cum este și îmbogățește-te. În seara aceasta îmbogățește sufletul. Astăzi ai timp pentru că ești în viață. Aplică cu scumpătate toate cerințele. Poate nu le înțelegi pe toate acum, însă împlinește și îndeplinește ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Uneori punem accent pe formă, uitând cât de important este conținutul, esența. Ne uităm și eu și dumneavoastră la ce izbește privirile. În momentul în care în dimineața aceea au trecut pe lângă smochinul acela uscat, ucenicii au rămas șocați de smochinul uscat. De smochinul uscat. Smochinul uscat era mai interesant decât mesajul pe care Domnul vrea să-l transmită în dimineața aceea. Trebuie să recunoaștem că smochinul uscat poate fi în acest context actual încercarea pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste biserică și peste întreaga omenire. Această pandemie care a schimbat radical relațiile interumane, această pandemie care ne-a oprit din tumultul nostru, din alergarea noastră, această pandemie îngăduită de Dumnezeu ca noi să ne oprim, să facem stop. Și uneori uităm mesajul pe care vrea Dumnezeu să ne-l transmită și nu e așa că această pandemie ne fură timpul, pentru că căutăm vinovați. Beijing, de unde, de ce, liliecii, conspirații, și în loc să ne focusăm pe ceea ce este într-adevăr esențial și important pentru noi, ne lăsăm jefuiți de timpul prețios pe care Dumnezeu ni l-a dat. Pentru că mesajul smochinului uscat uneori este mai important decât ceea ce Hristos vrea să ne spună cu adevărat. Această încercare nu doar că ne fură timpul, ne dictează trăirile, ne schimbă traiectoria și ne trezim că ne-am îndepărtat de ceea ce este esențial. Este momentul în care putem învăța din criza aceasta. Niciodată criza aceasta nu se va sfârși dacă nu vom învăța. Și știți ce trebuie să învățăm? Că Dumnezeu este mare. Că Dumnezeu este stăpânul universului. Că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este sfânt și când spune Dumnezeu stop, totul se oprește. Totul se oprește. Este important nu doar să învățăm din criza aceasta, ci să ne întoarcem la adevărata credință. Nu la un creștinism formal. Ne-a închis Dumnezeu ușa bisericii pentru o perioadă pentru că ne-am învățat cu programele, ne-am învățat cu prorocii, ne-am învățat cu predicatorii, ne-am învățat cu momentele de părtășie, ne-am obișnuit unii cu alții și nimic parcă nu ne mai mișca. Și a spus Dumnezeu, de dragul vostru, ușa o să fie închisă ca să vă fie dor, dor de părtășie. Dor de cuvânt, dor după cina Domnului, dor după prezența fraților în închinare. Dacă nu învățăm din această criză, dragii mei, și dacă nu ne întoarcem la adevărata credință, nu la un creștinism formal, nu la un creștinism fariseic, ci să ne întoarcem la Dumnezeu. Uneori ne potignim în frunze și ceea ce este cel mai ciudat este că această atitudine atrage foarte mulți adepți. În loc să vorbim despre Domnul și despre puterea Lui, ne pierdem timpul vorbind despre conspirații, despre chipuri, despre vaccinuri, despre soluții și implicații oculte, despre mai știu eu ce alte lucruri. În loc să ne oprim, să privim către noi, să privim către Dumnezeu,
și să înțelegem că El este turnul de scăpare, singurul turn de scăpare și singura binecuvântare pentru ființa noastră. Căutăm senzaționalul, ne lăsăm păcăliți de miraje, de fețe morgane, de răspopiți cu vorbe, cu barbă, fără barbă, de flori de cireș și câteodată nu contează efortul, prețul, alergăm, mergem, uitând de mesajul pe care Dumnezeu vrea să ni-l transmită. Alegerile noastre produc inevitabil amărăciune, pelin, amânare, ațățare, aruncare, abandon. Domnul Iisus Hristos vrea să ne ofere o lecție valoroasă de viață. Pentru că atunci și în seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne ofere aripi către cer. Și am descoperit în textul acesta două aripi pe care Dumnezeu ni le oferă ca să zburăm din turnul de scăpare către cerul lui Dumnezeu. Iar aripile acestea sunt credința și căința. Sunt cele două aripi pe care Dumnezeu le-a dat și vrea să le dea tuturor oamenilor ca să fii scăpat, protejat, mângâiat, cercetat de Dumnezeu. Dacă vrei să atingi binecuvântarea lui Dumnezeu și să-L lași pe Dumnezeu să te atingă cu binecuvântare, ai nevoie de aripile acestea ca să zbori, să zbori către cel desăvârșit, pentru că Dumnezeu vorbește și astăzi. Puterea credinței depășește orice așteptare. Când ai credință, marea se liniștește. Muntele se mută, murdăria dispare, mentalitatea se schimbă și mântuirea devine posibilă. Dacă ai credință. Credința, dragii mei, nu este o idee izvorâtă din mintea unor filozofi rupți de realitate. Credința nu este produsul imaginației unor credincioși habotnici ce nu pot privi dincolo de gardul dogmei lor bisericești. Credința este expresia unei încrederi durabile, depline și pline de dragoste în Dumnezeu. Credința este soluția pe care Dumnezeu o are nu doar pentru mântuirea sufletelor noastre, ci Dumnezeu ne-a oferit această aripă pe care o putem folosi în zborul nostru deasupra furtunii, deasupra necazurilor, deasupra strâmtorării, deasupra problemelor cotidiene, să zburăm către Dumnezeu, să privim către Dumnezeu. Credința este o ancoră pentru sufletul zbuciumat. Dacă n-ar fi avut credință, dacă credincioșii care s-au rugat pentru fratele Ionuț n-ar fi avut credință, dacă soția lui n-ar fi avut credință, în seara aceasta Ionuț n-ar fi fost aici. Dacă familia mea, soția mea, biserica unde slujesc, n-ar fi avut credință atunci când s-au rugat înaintea lui Dumnezeu, atunci când am fost și eu în Valea Plângerii, gata de a pleca de pe pământul acesta datorită acestei boli COVID, n-aș fi fost în seara aceasta aici. Dar în mijlocul încercării, tumultului și furtunii care a venit năpraznic asupra mea, am avut o ancoră, iar această ancoră este credința. Poți să ai bani și frumusețe, și banii și frumusețea se duc. Poți să ai chiar lumea întreagă. Poți să ai cea mai bună mașină. Poți să deții cea mai fabuloasă vilă care s-a construit vreodată. Dacă n-ai credință în Domnul Iisus Hristos, totul este zadarnic. De aceea suntem aici, dragii mei, să vă vorbim despre turnul de scăpare și despre șansa pe care o avem de a fi binecuvântați prin credință. Am fost de 4 ori în Madagascar. La un moment dat, după ce am botezat 40 de oameni într-un râu, după ce a trecut botezul, ne-am dat seama că în râul acela erau crocodili, ni s-a spus că erau crocodili, nu știu dacă aș fi avut suficientă credință să intru înainte în apă,
Trebuia să zburăm către alt sat din junglă, unde ne așteptau alți 40 de oameni să primească botezul. Însă pilotul, care era împreună cu noi, creștin, a primit un telefon și ni s-a spus că vine o furtună puternică și nu mai putem ateriza și nu mai avem timpul necesar să ajungem în satul acela și trebuie să ne grăbim să depășim furtuna și să ajungem cu siguranță la bază. Trebuia să trecem trei munți. Am trecut primul munte și a venit furtuna și o ceață cumplită. Omul acela a făcut ceea ce este aproape imposibil, doar în momentele de pericol iminent. Omul acela s-a ridicat cu elicopterul la aproximativ 3.000 de metri înălțime, pentru că nu erau radare în elicopter, aveam doar o hartă amărâtă pusă acolo pe bord și trebuiam să trecem acești munți. Nu știam unde suntem și nu știam dacă nu cumva ne vom izbi de munții aceia. Noi n-am știut. Însă, ridicându-ne deasupra norilor, a fost o imagine fabuloasă. Cred că am vreo 300 de poze făcute cu norii aceia care înconjurau cerul, care erau vizibili. Mă gândeam că pot să-i ating și era o imagine splendidă. Nu se vedea nimic decât nori și noi deasupra norilor. La un moment dat, acel pilot a privit către noi, eram 5 păstori în elicopter și ne-a spus: dacă în 5 minute nu se deschide cerul, ne prăbușim și murim. În momentul acela am uitat de poze, am uitat de imaginea aceea fabuloasă și am început să mă rog eu și ceilalți. Nu știm cât ne-am rugat, dar când am deschis ochii, se deschisese o fereastră în cer. Am putut să coborâm deasupra norilor și am putut ateriza în siguranță. Credința este o ancoră în momentul furtunii și ai nevoie de această credință. Credința nu este doar o ancoră, credința este o asigurare, o poliță în alb pe care Dumnezeu ți-o oferă. În seara aceasta poți încheia un contract cu Dumnezeu. Tu să-i spui: Doamne, dă-mi credință să te slujesc toată viața, ajută-mă în momentele dificile, și Dumnezeu vine și spune: eu sunt cu tine, nu doar o zi, nu doar două, nu doar o săptămână, nu doar atunci când îți merge bine, nu doar atunci când totul este extraordinar, eu voi fi cu tine în toate zilele. Este asigurarea lui Dumnezeu pentru tine. Nu doar ancora când vine furtuna, dar o asigurare pe care o face un Dumnezeu desăvârșit, care nu minte niciodată. Politicienii ne mint din 4 în 4 ani. Uneori prietenii ne-au mințit, ne-au dezamăgit, ne-au descurajat, ne-au întors spatele în momentele cele mai grele. Domnul oștirilor, împăratul slavei, este același. Și El nu minte niciodată. Te asigură că îți va da binecuvântarea. Credința este un adăpost pentru vreme de durere și strâmtorare. Este turnul de scăpare spre care trebuie să urci în seara aceasta. Credința implică teamă, trăire, trudă. Trebuie să credem în Dumnezeu Creatorul, în cuvântul neschimbat al Scripturii, în cerul pregătit de Dumnezeu pentru noi. Dar chiar dacă ai o singură aripă, și am văzut, și ați văzut și dumneavoastră, probabil, păsări rănite la o aripă. Oricât de mult ar încerca să-și țină echilibru și să zboare, nu reușesc. Pentru că credința este strâns legată de căință. A doua aripă pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi, ca să zburăm spre El, este căința. Sau pocăința. Ce înseamnă pocăință? Metanoia, schimbarea minții, schimbarea mentalității, a intențiilor, a atitudinii. Căința înseamnă acea tristețe care trebuie să te copleșească atunci când ai ratat așteptarea lui Dumnezeu, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. În loc să crești din punct de vedere spiritual, ești într-un regres. Ca să scapi, ai nevoie de căință. Spunea Domnul Iisus Hristos: nu poți să crezi dacă atunci când te rogi nu ai problemele rezolvate, nu ai iertarea pe care Dumnezeu ți-o poate oferi în urma căinței tale,
a pocăinței tale. Dacă credința este condiția esențială pentru a primi mântuirea, credința trebuie însoțită de adevărata căință. Mesajul Evangheliei, primul mesaj al Evangheliei, a fost și rămâne: credeți în Evanghelie, credeți în Dumnezeu, credeți în Evanghelie, dar înainte de acest cuvânt credeți, și în Marcu 1:15, și în Matei 3:2, și în Luca 3:3 mai există un cuvânt: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dragii mei, am făcut o rugăciune. O să vă mai cer să facem cel puțin două rugăciuni în seara aceasta. A doua rugăciune este extrem de simplă. A făcut-o cineva care a auzit o veste teribilă. Se întâlnise cu Iisus, îi ceruse ajutorul lui Iisus, Iisus i-a spus: fetița ta va trăi, fetița ta nu va muri, problema ta va fi rezolvată. Însă cineva din public a venit și i-a spus acelui om: n-are rost să-l mai bați la cap pe Iisus, fetița ta a murit. Fetița ta a murit. În momentul acela, parcă toată credința acelui om s-a dus undeva mai jos decât pământul. L-a privit Hristos în ochi și i-a spus așa, crede doar. Și atunci omul acela a venit înaintea Domnului și s-a rugat, la fel cum s-au rugat și alții în istorie: Doamne, mărește-mi credința. Vreți să facem rugăciunea aceasta împreună? Doamne, mărește-mi credința. Dacă credința noastră este suficient de puternică, atunci vom zbura către cerul lui Dumnezeu care este desăvârșit. Dar pe lângă credință avem nevoie de căință. Căința este întoarce la Dumnezeu. O întoarce din toată inima. Căința înseamnă o noire după voia lui Dumnezeu. Căința înseamnă o întristare după voia lui Dumnezeu. Căința înseamnă înlăturarea obstacolelor interumane. Ți-a pus Dumnezeu, ți-a dat Dumnezeu, vrea să-ți dea Dumnezeu în seara aceasta aceste aripi către cer. Ce faci cu ele? Ce faci cu ele? De credință avem nevoie în fiecare zi și căința este sursa puterii noastre. Pentru că atunci când ne credem înțelepți, atunci când credem că suntem ceva, de fapt, suntem nimic. Înainte de a încheia, vă mai spun o pildă. O pildă frumoasă a unor oameni care au venit, la fel ca și dumneavoastră, la închinare. S-au dus în templu. S-au dus să-L caute pe Dumnezeu. Unul, ducându-se în templu, s-a așezat undeva în față, a vrut să fie văzut. Și a făcut o rugăciune. Oh, ce rugăciune! Grozavă! De undeva de sus, de unde se ridicase, a privit probabil în jur să vadă dacă este acceptat și auzit de către ceilalți și a spus așa: Doamne, Te-ai prăpădit fără mine. Știi cine sunt eu, Doamne? Doamne, eu sunt ăla care de două ori pe săptămână postesc. Și miercurea și vinerea. Știi ceva, Doamne? Ar muri de foame oamenii din Venezuela dacă n-aș fi eu să le dau mentă, să le dau din zeciuială, să fac ceva pentru ei. Doamne, ce sărac ar fi biserica asta dacă n-aș fi eu. Uită-te bine la mine, Doamne. Laudă-mă, Doamne, dacă se poate. Știi ceva, Doamne? Dacă ar fi să mă compar, și-o fac, Doamne, în seara aceasta. Uită-te la ticălosul ăla. Eu nu sunt ca el. El este vameș. El este un înșelător, el este un păcătos, el este un ticălos. Cine sunt eu, Doamne? Ceva mai departe, probabil într-un colț, să nu fie văzut, să nu fie scos în evidență de cineva, era
păcătosul, era vameșul. Se ruga și el. Dar rugăciunea lui a fost alta. Rugăciunea lui a fost atât de simplă, nu simplistă, atât de simplă, atât de specială, încât Dumnezeu în desăvârșirea lui a făcut imediat separarea între cei doi. Știe cineva cum s-a rugat vameșul? Știe cineva în seara aceasta care este rugăciunea aceasta care îți dă aripi către cer? Rugăciunea aceasta făcută cu credință și cu căință, care te ridică și te duce pe turnul de scăpare ca să fii binecuvântat și întărit de Dumnezeu. Dragii mei, în lumea aceasta mizerabilă, Dumnezeu ne-a dat soluția. În lumea aceasta lipită de pământ, Dumnezeu ne-a dat aripi să zburăm spre El. Credința nu este o idee filozofică. Credința vine în urma ascultării cuvântului, de aceea te afli aici în locul potrivit. Și dacă ai credință și te-ai rugat, Doamne, mărește-mi credința, ca Dumnezeu să acționeze în viața ta, mai trebuie ceva. Să-ți pară rău. Să-ți pară rău că ai mințit. Să-ți pară rău că Biblia este închisă. Să-ți pară rău că ai uitat drumul către biserică, către altar, către mărturisire, către spovedanie. Să-ți pară rău că Dumnezeu ți-a vorbit de atâtea ori, dar tu nu l-ai băgat în seamă. Să-ți pară rău că Dumnezeu te-a prins în brațe și tu, ca un copil răsfățat, ai dat cu picioarele în dragostea lui Dumnezeu. În seara aceasta, cea mai bună rugăciune pe care putem face împreună este cea rostită de vameșul acela. Vameșul acela a zburat, n-a mai avut poveri, venise cu poveri. N-a mai avut probleme, venise cu probleme. N-a mai avut păcate, venise cu păcate grele, grozave. Ci Dumnezeu i-a dat aripi spre cer, pentru că s-a rugat. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să închidem ochii în prezența celui desăvârșit și celui sfânt. Și înainte ca să mă rog, dacă vreți să vă rugați și dumneavoastră, o puteți face chiar acum, spunând alături de mine: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dacă în seara aceasta te afli aici, Dumnezeu îți dă aripi ca să zbori dincolo de probleme, pentru că credința în El mută munții, credința în El schimbă viețile. Nu ai nevoie altceva decât să îți pară rău, să te căiești de mizeria din viața ta, de păcatul din viața ta și să zbori spre El, spre Cel desăvârșit. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru dragostea Ta. Îți mulțumesc pentru acești oameni care au auzit cuvântul Evangheliei. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu ne vorbești și astăzi, Doamne. Uneori în încăpățânarea noastră credem că smochinul uscat este mai important decât mesajul Tău, dar Tu vrei să ne vorbești, Doamne, și vrei să ne dai aripi către cer. Doamne, mărește-ne credința și privește spre păcatele noastre și le iartă, Doamne. Ne căim, Doamne. Ne pare rău, Doamne, de momentele de neatenție, de neveghere, de nevrednicie. Ne pare rău că am stat când trebuia să ne ridicăm, ne-am lăsat copleșiți de îndoială, când trebuia să rămânem pe stâncă. Îndură-te de noi, Dumnezeule, și sfințește-ne. Acestei biserici dăruiește-i aripi către cer, să zburăm la vremea zborului, când se va auzi glasul chemării Tale, ca niște porumbei spre porumbarul ceresc, spre cerul Tău desăvârșit. Și de sunt în locul acestea oameni cu credință slabă, mărește-ne credința. Și dacă există un om aici care se căiește de păcatul lui, vino lângă el, pune mâna Ta peste el, lasă dragostea Ta să curgă din Tine în inima lui și curățește-L pe el de toate păcatele lui.
și îți mulțumesc că Tu ne asculți. Glorie Ție, Doamne! Glorie Ție, Dumnezeule! Tu ești Cel care dai întotdeauna aripi spre cer. Tu ești Cel care întotdeauna ne îndrepți către Tine. Îți mulțumesc că ne asculți. Îți mulțumesc pentru biserica Ta și îți mulțumesc pentru că ne vei da putere să stăm lângă Tine. Amin. Fericit vei putea să fii doar împreună cu Iisus Hristos. Fiți binecuvântați de Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Aș vrea să venim cu rugăciune de mulțumire în seara asta înaintea Domnului. Domnul a fost din nou bun cu noi, binecuvântat să fie numele Lui. Vreți să ne rugăm pentru grupul Hristic. Domnul să-i păzească, să-i călăuzească în acest turneu, să le dea mult har și Domnul să atingă cât mai multe suflete, să întoarcă cât mai multe suflete la pocăință. De fapt, ăsta e scopul. Să-L glorificăm, să-L preamărim pe Domnul și în același timp să vedem rezultatul mântuirii. Vreau să venim cu rugăciune fierbinte înaintea Domnului și apoi să rugăm pe Domnul să meargă cu noi mai departe, să ne călăuzească, să ne conducă. Vreți să punem numele Domnului peste fiecare dintre dumneavoastră. Să meargă Domnul cu voi, să vă conducă Domnul, să vă ocrotească El. Haideți dar cu sinceritate, cu credință, cu smerenie, cu pocăință să venim înaintea Domnului și să ne rugăm. Și bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.
Amin, vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru această seară binecuvântată. Mulțumim grupului Hristic, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim fratelui pastor Ciprian Bârțan. Ne rugăm Domnul să vă dea energie și putere și har în zilele următoare. Domnul să vă păzească, să vă ocrutească. În holul bisericii puteți găsi CD-uri cu grupul. Ne rugăm Domnul să favorizeze și să aducă perioade și vremuri și zile în care să ne mai putem întâlni la părtășie, la închinare înaintea Domnului. Vreau să mulțumesc bisericii pentru aportul din seara asta și Domnul ne-a ajutat să putem dărui 2700 de lei și 170 de euro. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să lase har peste proiectele grupului și binecuvântare, amin? Mergem spre casele noastre și nu uităm, duminică suntem așteptați din nou, dimineața de la ora 10 și apoi seara de la ora 18. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.